Clipe de groază în acest weekend pentru o familie din localitatea Roseți. Agonisarea de o viață a fost făcută scrum în urma unui incendiu despre care se spune că a fost pus intenționat. S-a întâmplat duminică dimineața pe strada Grânelor din localitatea Călărășeană. O casă nelocuită, pusă spre vânzare, a fost incendiată, spun proprietarii. Cei vizați îl bănuiesc pe fostul soț al femeii, despre care de asemenea spun că a intrat în curte, a forțat un geam, apoi a urcat în pod, de unde s-a declanșat nenorocirea. Avem oamenii aici, te urci acolo sus tu și îi organizezi să se apuce, să decoperi de ceva, da? Avem un ducan. Vezi? Uite cum s-a portat, geam, uite cum s-a portat. Așa, uite aici am dat, la două ore am sus. Și intrarea cu un pod pe unde? Aici. Aici a fost scara. Aici a fost. Nu mai mergea. Și când noi am venit acum, ușa asta sparte și...